Auzi, boss, n-avem și noi ceva de mâncare, că parcă aș mai mânca și eu ceva, să moară Franța. Dar cum vă lucrezi? Avem o grămadă, avem smântână, avem... De fapt, numai smântână avem. Doar atâta, boss? Dar ce-s eu? Mortan? Miau? Ei, dar să știi că mare diferență între tine și Mortan oricum nu e, că nici el nu știe să fac mămăligă, nici nică, doar stă și toarce așa ca tine. Auzi, boss, hai că dacă mai continui așa, o să plece Mortanul și o să rămâi tu doar cu laba. Hai zi, boss, ce mai avem de mâncare? Păi mai avem niște ceapă, merge cu niște mămăligă, niște ceapă, nu? Ai, boss, lasă-mă cu ceapa asta, că mai nebunim, mai terminat. Efectiv, când spun ceapa mătii, eu nu te înjur. Efectiv, descriu ce avem în cameră. Păi, da, mă rog, da, păi bună ceapa, cu ce mare și voinic am crescut. Da, și deștept, fix de la ceapă ești așa deștept. Auzi, bossule, uite care e faza, mie nu prea îmi convine situația, eu aș mai vrea cam să mănânc și altceva, da? Că doar n-am devenit Mălicicov, antrenorul bulgarilor. Mă cam confuns cu el. Vezi că, na, da, vezi că așa cu castraveță, nu-s cu Mămăliga. Dar chiar și-ar merge acum niște castraveți? Da, castraveți cu smântână, ce să zic, o minunăție. Oh, îmi curg bale la gură. Păi să știi, degeaba dai tu umblată prin lume, că dacă erai umblată știi că doar greșii cu castraveți și cu smântână fac greșeala, țâțichii. Ia vezi că n-ai să mai mănânci tu țâțichii 2 săptămâni de acum înainte, dacă n-ai să mai duci tu la un supermarket. Supermarket? Da mă, supermarket, magazin de unde cumperi chestii de mâncare. Păi dar nu-i problemă, avem. Aveți voi supermarket aici? De? În sat la voi aici? De? Unde mă aveți voi supermarket? Păi hai cu mine că te duc. A, bossule, mai nebun, de ce nu mi-ai zis până acum că am murit de foame? Hai să mergem! Aoleo, bossule, am zis supermarket, nu mini market. Păi și care e diferența? Ei, diferența e ca dintre tine și unul din Congo, adică dimensiune. Auzi, eu am impresia că tu ai auzit că vreau să merg la supermarket, dar ai reușit și aici. Și reușesc. Să mă supăr, în fine. Hai să vedem ce au și aici, bossule. Să vedem, poate au ceva de mâncare. Ce au de mâncare? A, uite că au lapte aici. Păi dar lapte avem și noi acasă, preții. Da mă, dar eu nu vreau de ăla de la vacă. Păi de ce? Că ți-e frică că să zici și ieși și ea și mănânce. Păi da, dacă e așa, înseamnă că tu mănânci prost în fiecare zi. Bă, deșteptule, hai lasă odată cu Caterinca asta, că eu vreau lapte vegetal, că ăla nu grașă. Adică lapte de vegeta? Nu mă, lapte de migdale sau de cocos. Păi migdala sau cocos au ujer? Aoleu, da prost mai ești. Nu, bossule, lapte animal vine de la sursa animală, cum ești tu. Păi dacă vrei lapte vegetal, eu pot să dau numele la vacă vegeta sau migdala, dacă na, nu mă deranjează. Eu știu, până acum oricum i-am zis doiana, acum pot zic migdala și e așa complicat. Nu mă, bossule, ăsta e bun că e la cutie. Păi de ce că e mai pătrățos? Și vaca noastră are colțul, n-ai văzut și coase strâmbiare? Păi dacă nu-i dă nimic de mâncare? O țin la cură, fără Lucrețiu. Și pe tine și pe ea. Aveți asta în comun. Adică eu și vaca, nu? Multă prostie mai în capul ăla tău. O să tu ce faci cu alea? Păi ce să fac? Le iau acasă. Nu, dar ce faci cu ele? Păi ce să fac? Cu brânză, cu ochiuri, cu niște ochitură, ies buni. Pai. Cu kiwi. Ce kiwi fa, Lucrețiu? Tu ai trăit primul la oraș și nici nu știi cum arată o barabulă. În fine, hai să vedem ce mai au ăștia pe aici, brânză ușoară au? Depinde cât pui. Adică? Păi dacă pui un kil, e ușoară, dacă pui 10 kg, e mai greu, na? 10 kg mai mult decât un kil. Bossule, aia e ușoară în calorii! Adică? Adică taci că ești prostănac! Eu lucrez, eu să vede că nu te pricepi, să zici și păstârnac! Bossule, uite-te și tu, chipsul, pixul, semințe, nu am nimic ce să mănânc, înțelege, pentru silueta mea nu sunt bune! Ei cum nu? Uite, au varză acolo. Nu vrei să facem o varză cu ciolan? Dar ce mă, avem ciolan? Nu, dar facem rost. De unde? Ei cum de unde? Din parlament, că tot timpul ăia oricum se bat pentru ciolan. Hai mă, bossule, lasă-mă cu porcărie cu Caterinca asta proastă. Dar chiar și așa eu nu mănânc varză obișnuită, eu mănânc doar varză de Bruxelles. Dar și nu te crezi, vă lucrezi eu, Laura, lui Codruța, lui Chiove și deșea din sat? Hai că văd că ai glume de alea proaste cu politica. Înțelege, bossule, nu am ce să mănânc. Lasă-vă lucrețul, că dacă vrei, fac eu rost de varză de Bruxelles. De unde? Hai să vezi. Ce faci, fai lucrețul? Uite ce să fac, stau și răb de foame că n-am găsit nimic la supermarket. Ce vrei să fac? Mai am puțin și mănânc și motanul ăsta. Păi, dar de ce să răb, stai lucrețul? Uite, că am găsit o soluție. Au soluție, ce soluție?
Uite! Pe ce asta? Pe ce? Pe varză de Bruxelles. Cum e varză de Bruxelles? Că asta e varză normală toată ziua. Păi da, e varză normală pe care mi-a trimis-o vărmi din Bruxelles. Hai, să ai poft. Adevărul că aveai dreptate. Ești ceea ce mănânci. La fel de varză. Ceapa mătii. Și acum nu descriu camera. Chiar te jur. Ceapa mătii. Da. Și mâțul zice la fel. Oh. Ce? Lapte. Mami, ce mă gole că nu mă vede mimici pe mama, mă. Ce frumos e de la mama. Ce ăla n-avem? Că tu nu-l ai. Ce-s eu aici? Mămălicov? Păi da, asta e următoarea replică.